Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Pără numai mașini electrice, atunci, odată că ar crește cu siguranță prețul la energie electrică și așa e în creștere, dar nu găsești loc, pentru că infrastructura nu cred că se poate dezvolta atât de repede. Poate, infrastructura de încărcare electrică. Și cred că e deja o problemă pe lângă orice stație, în București, zic, pe lângă orice stație de încărcare electrică rapidă trec, întotdeauna sunt niște oameni care se împrietenesc acolo, stau lângă mașinile lor și stau de vorbă, așteptăm să se încarce. Ca pe vremuri când ridicau capota, acum stau și se încarcă mașina. Da. Și mă gândesc, dacă eu aș avea mașină electrică, nu... mi-ar fi foarte greu să încarc undeva la o stație rapidă. Plus că sunt state care pur și simplu nu sunt pregătite pentru așa ceva. Era o știre zilele trecute cu Grecia care schimbă, dă subvenție pentru schimbarea aparatelor de aer condiționat, că nu mai face față rețeaua. Plus asta. Adică dacă toată lumea ar pune în priză mașini electrice acum... Da. Dacă pui mașina de spălat odată cu aer condiționat, îți are siguranță. Da. Îți dai seama dacă ar veni sute de mii, mai ales, uite, luăm București, unde sunt milioane de mașini. Dacă toate aceste milioane de mașini... Milioane, eu zic că sunt 2 milioane de mașini ca popa. Zic opt. Apun două așa, garantate. Așa. Dacă toate astea ar fi pe curent electric, nu-ți dai seama ce ar fi pe aici. Păi da, dar dacă dai drumul și la aer condiționat, se face și mai recoare în București. Ar fi program, dar ca pe vremea Ceaușescu, 2 ore lumină pe zi, curent Câte electric, mașini, adică... nu știu, 2020, număr mașini înregistrate în București, 700 de mii, acum 2 ani. Păi da, dar mai pune și toate, tot ce înseamnă Ilfov? Da, deci probabil că peste 1 milion, aș zice. Da, într-adevăr, nu cred că există infrastructură pentru asta și... Am mari îndoieli că guvernul României, deși există finanțare pentru așa ceva, finanțare europeană, că va reuși să extindă infrastructura de alimentare cu curent electric pentru vehicule electrice în următorii ani. Că vorba aia, avem fonduri europene pentru o mulțime de lucruri care nu se fac. De ce s-ar face asta? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.